Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit să vă așezați confortabil și să urmăriți o ediție minunată pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră. Alături de mine este omul energic și creativ, pasionat și iubitor de sport, profesionistul de la care avem multe de învățat și de aflat, domnul Tudor Marta, care oferă vizibilitatea meritată a copiilor, a căror voce trebuie să fie auzită. Domnul Tudor Marta, așadar, în platoul nostru, fondatorul Fabricii de Campioni, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru cuvintele pe care mi le adresați. Mă bucur să vin de fiecare dată la dumneavoastră și mă bucur să aud aceste cuvinte care nu fac altceva decât să mă întărească și să-mi dea mai multă speranță pentru ceea ce urmează. Iată, generația de mâine găzduiește copii și tineri care merită, care inspiră. Tocmai de aceea, dumneavoastră, n-ați venit singur, domnule Marta, ați venit alături de Lidia, o tânără care are un rol aparte în Fabrica de Campioni. Aș vrea să vorbiți puțin dumneavoastră despre asta. Întâi o salutăm. Bine ai venit, Lidia. Mă bucur să te cunoaștem. Te-am așteptat cu drag și interes, să știi. Tu ești motivul pentru care se întâmplă toate astea, așa am înțeles. Domnul Tudor Marta ne-a vorbit tare frumos despre tine și am fost curioasă să te întâlnesc și să te cunoască și telespectatorii. Domnule Tudor Marta? Lidia este motivul pentru care Fabrica de Campioni există astăzi. Lidia este copilul care a dat viață unei idei, a unui fapt constatat de către mine și poate că de mulți alții. Practic aș putea spune că a fost punctul de pornire în tot ceea ce înseamnă proiectul Fabrica de Campioni, pentru că atunci când aveam această idee, am împărtășit-o părinților mei și în momentul în care le-am spus, au observat și ei necesitatea, dar nu au avut acel click necesar de a zice, da, hai să ne băgăm, hai să o facem, sau ideea ta e bună, de drumul și muncește. La scurt timp, după ce le-am povestit, au întâlnit-o pe Lidia. Au întâlnit-o prima dată în sala școlii 5 la o competiție școlară și apoi la ea acasă, în Păinile de sub munte. Și când s-au întors, au trecut pe la mine și mi-au zis în felul următor. Tot ceea ce ne-ai zis, ni se confirmă. Cred că trebuie să faci ceva și să te duci cât mai departe cu ideea ta. Tocmai de aceea, Lidia este motivația acestui proiect și este copilul de la care noi am pornit, ca să zic așa. Ideea și strategia Fabricii de Campioni este cu Lidia în mijlocul ei. Așadar, dumneavoastră ați împărtășit părinților această idee. Au fost oarecum sceptici în privința ei. Apoi Lidia a fost cea care a strălucit în ochii lor și au dat crezare, spunând, da, se poate, merită, acești copii trebuie aduși în față. Da, pentru că au văzut talentul Lidiei, au văzut dorința Lidiei de a face sport, dorința Lidiei de a face performanță în sport și, practic, de la talentul ei a pornit totul. Ce ai făcut tu, Lidia, acolo, în sala de sport? Cum te-au cunoscut părinții lui Tudor? Păi eram la meciuri la centre școlare și a venit doamna Marta la noi, da, și ne-a întrebat ce an suntem și dacă ne place sportul și atunci eu m-am băgat prima și am spus că sunt 2009 și chiar îmi doresc mult, încă de mică. Foarte bine. Tu la ce echipă erai atunci? Nu eram în nicio echipă. Uh-huh. Dar ce fel de meci era acolo? Școala din Poenie de sub munte juca în competiția interșcolară, competiția organizată de către Ministerul Educației, acele competiții între școli. Și a jucat handbal, era la echipa școlii, ca pe vremurile noastre când făceam parte din echipa școlii. Am înțeles. Cum se întâmplă acolo lucrurile în Poenie de sub munte? Cine vă învață pe voi să jucați handbal? Cum ți-ai descoperit această pasiune? Păi prin
orele de educație fizică, am început să jucăm între noi. Mai multe sporturi sau da. Ați jucat doar handbal? Am jucat mai multe, dar tot handbalul doar am jucat mai mult, cel mai mult. Acolo te-ai regăsit, da. Acolo ți-a plăcut ție cel mai bine. De ce îți place ție handbal? Ce e diferit față de celelalte sporturi? Mi se pare un sport mai un pic și ușor, dar și în același timp și mai greu, dar simt că, nu știu, mă personalizează sau... De la ce vârstă joci tu handbal? De la 12 ani, cam. Am înțeles. Deci, practic, ea a jucat handbal la școală. Da. Handbal, ca să zic așa, în cadrul unei echipe sportive, a început abia după ce a început proiectul Fabrica de Campioni și de atunci și până acum a făcut niște eforturi colosale pentru a veni la antrenamente, pentru că ea, până de curând, a locuit în Păinile de Sub Munte. Și venea la un antrenament pe săptămână și la meci și evoluția ei a fost extraordinară. Adică, pe lângă sacrificiile pe care Lidele a făcut în tot acest timp de când a avut primul contact cu proiectul Fabrica de Campioni, Lidia a progresat vizibil și vedeam că iar are potențial și mai mare și progres, o rată de progres extraordinară dacă ar fi aici cu noi. Și ne bucurăm că în aceste zile deja Lidia este în Baia Mare. Și... Ați reușit să faceți asta pentru ea? Da, Lidia este primul beneficiar al burselor de Fabricii de Campioni. Ce veste bună! Da, este extraordinar de bună. Trebuie să recunosc că s-a muncit un pic pe zona aceasta. Eu mi-am dorit foarte mult ca Lidia să se mute la Baia Mare. De altfel, i-am și promis în urmă cu ceva timp și am zis, voi face tot ce ține de mine ca tu, Lidia, să vii în Baia Mare. Și m-am ținut de cuvânt. Sunt ferm convins că nu mă va înșela flair-ul, intuiția de a îi da crezare Lidiei. Și totodată ar se cuvine să-i mulțumesc lui Oxana și lui Jacques, antreprenorii aici în Baia Mare, care, ascultând povestea Fabricii de Campioni, ascultând povestea Lidiei, au hotărât să susțină 3 copii din mediul rural care să facă sport în Fabrica de Campioni. Astăzi o avem pe Lidia alături de noi și... vom veni data viitoare. Tot din handbal sau o avem pe Sabrina, care a fost deja o dată aici în emisiune. Da, Sabrina este cea de-a doua bursă și a treia bursă este în curs de atribuire. Avem mai mulți copii și ne e un pic cam greu să ne decidem la selecție. Sunt convinsă că sunt mulți. Plus că este și o perioadă școlară destul de blocată, ca să zic așa, transferurilor și atunci vom avea încă 2-3 săptămâni să ne putem orienta care va fi copilul care va veni și va beneficia de cea de-a treia bursă. De altfel, suntem în discuții și pentru alte burse. Mă bucur să aud asta. Cum ai primit tu vestea, Lidia? Eram super fericită pentru că ca să umblu zi de zi la antrenamente și ca să depun mai mult efort și să demonstrez că să arăt că altcumva când ai mai multe antrenamente și zi de zi. Și... Care e relația ta cu familia din Fabrica de Campioni? Cum îi vezi tu pe acești oameni? În primul rând vreau să-i mulțumesc pentru tot și una foarte bună, iar mă înțeleg cu fiecare și... Dar cine ți este ție cel mai drag? Antrenorii. Da? Și domnul Tudor, Marta și toți. Cu toții, cu toții te înțelegi foarte bine. Povestește-ne puțin așa, cum e acolo la tine în Păinile Sunte, despre familia ta dragă. Ce spune familia ta când vede că tu ai reușit? Mă încurajează să mă duc mai departe și chiar dacă într-un alt meci n-am jucat chiar foarte bine, mă încurajează și spun că următorul meci voi fi și mai bună și... Ai frați? Da. Da? Câți frați ai? 6 și cu mine suntem 7. Da? Da. E o familie numeroasă. Întotdeauna într-o casă unde sunt mulți copii și multă bucurie. Așa da. Este? Da. Da? Bine. Tu ești mai mare, mai mică decât ei? Cum? Cea mai mică sunt. Tu ești cea mai mică. A, așa. Ceilalți ce fac? Păi,
Sunt și ei pasionați de sport sau excelează în alte domenii? Unii, da. Unii, nu. Depinde. Și ce zic când au văzut așa că tu ai primit această bursă și că oamenii aceștia au atâta drag de tine? Eu foarte bucuroși și m-au felicitat. Ei vin, te susțin la meciuri? Când avem în Baia Mare, da, vin, dar când avem deplasare, nu prea vin. Am înțeles. Părinții au fost deplasările un pic mai lungi și tocmai de aceea nu au reușit să fie alături. Însă, tatăl Lidiei într-adevăr o susține, de exemplu, la deplasarea de la Bistrița, care a fost un pic mai aproape. A fost în tribună, a ajuns la pauză și era foarte... Ce s-a întâmplat în prima repriză? Spuneți-mi! Era foarte interesat și, într-adevăr, este iubitor de sport și chiar cred că Lidia acasă are susținere în ceea ce face și asta este foarte important pentru orice copil, să simtă acasă susținere, să simtă că părinții dau crezare activității pe care o are și atunci, bineînțeles, inevitabil crește încrederea copilului în ceea ce poate să ofere pe terenul de sport sau în viață în general. Așa e, familia e foarte importantă întotdeauna. Dacă ai sprijinul familiei, poți să reușești. Ce înseamnă că tu te-ai mutat la Baia Mare? Au venit și părinții tăi sau ai venit tu singură? Cum e cu școala? Povestește-ne ce se întâmplă. Prima zi am venit singură, am venit cu domnul antrenor, domnul Marta și... Așa, unde vei locui? Acum locuiesc cu Sabrina, da? În la tabere, la... Așa. În internat. În internat, da. Și așteptăm să vedem pe măsură ce se va deschide internatul liceului cu program sportiv, pentru că am purtat o discuție acolo cu doamna director și ne dorim să avem un acces mai mare la acel internat, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt în discuții și alte burse și în momentul în care acestea vor fi finanțate, vom avea o nevoie de un număr de locuri destul de mare, să sperăm noi, și atunci va trebui să avem loc și totodată să găsim înțelegere, să ni se pot oferi condițiile necesare pentru ca acești copii să performeze. Și cu școala cum e? Ai reușit să te transferi ești la liceu sportiv? Cu program sportiv? Nu sunt la liceu încă. La ce școală te vei duce? Este la școala Dimitrie Cantemir, la școala numărul 3. Da. Uh-huh, uh-huh. Cum te-au primit aici colegii? Cu brațele deschise și foarte... Era foarte bun cu mine și m-am primit cum se cade. Mă bucur. Spune-mi, te rog, dacă nu ai fi făcut sport, handbal, dacă n-ai fi fost așa talentată la handbal, ce altceva ți-ar fi plăcut să faci? Probabil muzică. Da? Da. Crezi că ești talentată și la asta? Ai cochetat cu muzica? Ai avut ocazia? Am încercat așa acasă cu fratele meu. Uh-huh. Și ai cântat vocal sau ai fost interesată de un anumit instrument? Vocal. Uh-huh. Nu se știe niciodată. Uite, aparențele înșală. Eu credeam că Lidia e foarte, foarte timidă, dar văd că te descurci foarte bine. Pentru prima dată eu zic că e foarte bine, te vei obișnui și vei veni mult și bine. O să zici data viitoare, Tudor, hai să mergem la emisiune. Foarte bine. Domnule Marta, spuneți-mi, vă rog, până la ora actuală, ce se mai întâmplă în Fabrica de Campioni? Aș putea să vorbesc despre rezultatele pe care noi le avem în mediul rural, și anume că doar în acest an, 2023, am fost în 6 locații cu Fabrica de Campioni și am văzut numai puțin de 383 de copii. Wow. Ce ne-a surprins foarte mult a fost ultima acțiune noastră, desfășurată în 5 mai, la Șieu și Rozavlea. A fost o zi dedicată mediului rural, ca să spun așa, pentru că am ținut neapărat să facem două acțiuni, fiind comune vecine, putem să le acoperim, însă ne-a surprins extraordinar de tare numărul de copii care a fost prezent la acțiunea Fabricii de Campioni, la... Și eu am avut 85 de copii, da. Iar la Rozavlea 97. Este recordul absolut Rozavlea, e clar, îl dețin.
Și a fost extraordinar de plăcut să vedem că din atât de mulți copii reușim să găsim atât de mulți copii talentați. Am găsit inclusiv copii cu calități de excepție, cu un potențial extraordinar. Tocmai de aceea vă ziceam că e nevoie de cât mai multe burse în fabrica de campioni, pentru că avem cui să le dăm. Chiar avem cui să le dăm și am văzut copiii care își doreau foarte mult. Am văzut părinți la Rozavlea care au venit și cred că aproximativ o jumătate de oră după ce am încheiat acțiunea ne-au ținut la povești și ne întrebau dacă copilul meu a fost selectat. Adică e o dorință de afirmare, ca să zic așa, pe care copiii și părinții din mediul rural pentru copiilor o au. Și fabrica de campioni este o șansă, este o rampă probabil pentru mulți dintre ei și tocmai de aceea ne dorim ca activitățile noastre, nu doar acțiunile din rural, ci și activitățile noastre curente sau activitățile în care îi vom implica doar pe cei pe care i-am selectat să fie atât de bine făcute încât să oferim șansă fiecărui copil care o merită. Am înțeles. În locurile în care dumneavoastră ați fost, veți mai reveni la un moment dat? Considerați că ați văzut cam tot ce se putea? Niciodată, n-am văzut suficient. Uh-huh. Suntem ferm convinși că încă sunt mulți copii din localitățile pe care noi le-am vizitat care nu s-au întâlnit cu fabrica de campioni. În sport, procesul de selecție este continuu. Adică noi avem nevoie de copii care sunt talentați la sport în orice moment. Și ei au nevoie de noi în orice moment. Pentru că astăzi, poate unii copii nu au fost la vârsta necesară ca să se încadreze într-un proiect sau pentru o bursă. Poate că sunt, nu știu, clasa 0, clasa 1 și încă nu este, nu este în regulă, nu este indicat să iei de lângă părinți pentru că ei încă au nevoie de educație. Apoi, pe măsură ce ei vor crește și noi vom reveni, cu siguranță vom descoperi copii, alți copii talentați, alții decât i-am descoperit pe cei de acum. Și da, procesul de selecție pentru fabrica de campioni va fi unul de foarte lungă durată și vom reveni cam peste tot. Mă bucur să aud asta, poate că sunt părinți, copii și tineri care ne urmăresc și care își doresc mult să ajungeți și pe la ei. Știți, am observat în ultimul timp că foarte multă lume e interesată de sport. Asta e un lucru bun, pentru că mare parte a copiilor din ziua de astăzi își petrec timpul, știm cu toții, pe calculator, pe telefon și așa mai departe. Ce faceți dumneavoastră e minunat și întotdeauna există, iată, deschidere mare. Este foarte important ca acești copii să aibă modele. În momentul în care au apărut niște performanțe la nivel internațional, niște staruri în sport, ca și David Popovici sau alții care au performat numai departe de competițiile anului anterior, este normal să apară copii care au interes către sport. Pentru că acești copii au nevoie de modele. Și o să vă dau un exemplu de astăzi, petrecut în sală, când fiica mea cea mare, Anais, 6 ani jumate, mi-a spus că îi place cum joacă Lidia. Și pentru mine a fost un moment foarte emoționant, deoarece Lidia este produsul fabricii de campioni și Lidia a devenit modelul copilului meu. Cred că nu poate fi o satisfacție mai mare decât acest lucru. Atunci când faci efortul și depui o muncă și vezi că cel mai aproape de tine impactează și acolo e rodul muncii, practic. Acești copii au nevoie de modele și sunt ferm convins că pe măsură ce noi ca și nație vom ajunge să performăm și mai mult și mai mult, vor fi tot mai mulți copii care vor face sport. Și mai e încă ceva, nu doar rezultatele celor pe care vedem la televizor îi motivează. Avem colegi de clasă care performează, avem prieteni care performează, vecini care performează. Noi ne bucurăm în fabrica de campioni deja să ne lăudăm cu rezultatele copiilor din mediul rural. Și dacă Lidia a fost la
un pic să intre în primele 8 echipe ale României la nivel de junioare 3. Avem, în schimb, copii la atletism care performează. Avem o echipă foarte bună la fotbal care va intra în campionat din toamnă, dar care deja are două turnee amicale câștigate, turnee puternice. Că ziceam de atletism, astăzi am fost la cross. Avem și acolo câteva rezultate. Acești copii din mediul rural, dacă fabrica de campion nu exista, ei nu erau astăzi la cross. Nu erau nici duminică, când vom merge tot la atletism, pe Cluj Arena, la o competiție dedicată tot lor. Eu cred că în așa fel vom face lucrurile încât de mici să creăm modele pentru cei mai mici. Și bineînțeles că cei mari, cum sunt performerii României, sunt cele mai bune modele și cei mai buni factori stimulatori pentru toți copiii. Am înțeles. Ați întâlnit așa copii care își doresc să fie, că tot pomeneați de modelele acestea care le vedem la televizor, să fie ca și campionul de la not? Sau ca și Simona Halep? Sau... Fie că vorbim de eroi ai desenelor animate, așa, ca să zic așa, fie că vorbim de eroi din filme celebre, vorbim și de oameni care au obținut performanță sportivă și atunci bineînțeles că fiecare copil își dorește să devină cineva. Dar cel mai important este ca acel copil să-și dorească în primul rând să facă sport. Pentru că a face sport înseamnă a ți oferi ție o șansă de a te dezvolta mai bine, mai sănătos și totodată e un prim pas spre performanță. Prima dată trebuie să-ți dorești să faci sport și am găsit enorm de mulți copii care își doresc să facă sport și îmi rămân cu Mădălin în minte, care este din Băiuț și își dorește să facă box și este copilul pentru care, și la fel ca și cum i-am promis Lidiei că o voi aduce în Baia Mare, așa i-am promis și lui Mădălin că îl voi duce la box și o voi face cât de curând, pentru că Mădălin are, sunt 11 frați, are 11 ani și își dorește neapărat să facă box. Și el este cel care, în urma unei campanii împreună cu Rotaract în Baia Mare, am reușit să oferim unor copii din fabrica de campioni niște materiale sportive, un training, o pereche de adidas. Mădălin și-a primit mânușile de box mult visate. Și atunci Mădălin deja știe că este cu un pas mai aproape de box și va face box. Mă bucur. Această ramură există în fabrica de campioni? Nu, dar va exista pentru Mădălin. Pentru Mădălin, da. Frumos. Frumos că vă gândiți la acești copii și că le dați ocazia să-și trăiască visele. Iată, visele nu sunt doar vise, pot să devină și realitate. Lidia ne poate spune că e chiar așa. Ce ți-a oferit ție acest sport? Cu ce te-a ajutat? Păi, m-a ajutat să văd, nu știu, și lumea cu alți ochi și să mă dezvolt și... Până să vii în fabrica de campioni, ai avut ocazia să mai mergi încoace încolo, să vezi locuri, să cunoști alți oameni? Nu chiar. Mai mergeam cu tata, dacă mergeam undeva, dar așa... La meciuri de handbal îți place să mergi? Da. Da? Cu cine te duci? Cu tata sau cu prietenii? Cu tata, cu prietenii. Cine? Ai reușit să-ți faci aici prieteni? Ai câteva fete sau băieți de care te-ai apropiat? Da. Și cum îți petrești timpul liber? Ce faci? Când nu faci handbal, ce faci tu? Cum e Lidia în viața de zi cu zi? Ce face? Păi... Mai mult vorbesc cu familia la telefon, sau citesc, scriu temele și... Mă bucur că ai acceptat, Lidia, invitația noastră și vreau să te mai descoper, dar după un scurt moment publicitar, publicitatea așadar de spectatorii.